Cei care nu vor să circule pe drumul rușinii au o alternativă. După cum se știe, drumul județean 104, Șărcaia Hoghiz, este într-o stare deplorabilă și de aceea se circulă destul de greu. De aceea, o soluție a fost găsită de autoritățile din Comâna pentru ca sătenii să ajungă în Rupea. Drumul comunal Crihalma-Rupea a fost reabilitat, iar acum se poate circula în condiții decente. Zilnic, drumul rușinii este străbătut de zeci de mașini și șoferi nemulțumiți din cauza șoselei pline de gropi. Însă, de ceva timp, o soluție de moment pentru evitarea acestui drum a fost găsită de autoritățile locale ale comunei Comăna. Și anume, drumul comunal care face legătura dintre satul Crihalma, Ungra, Gara, Rupea și Rupea. Acest drum este o alternativă până ce lucrările de reabilitare la drumul județean 104 vor fi începute și finalizate am luat o să reabilităm drumul de la Crihalma către Ungra, porțiunea care este a proprietatea Comunei Comuna și am făcut lucrări de reprofilare, de reparare, de aranjarea șanțurilor, de curățirea șanțurilor, pentru că foarte important la un drum este să aibă șanțurile bune, ca atunci apa să se ducă pe făgașul ei și să nu vină pe drum ca să ne, să ne strice ceea ce am făcut. Compactare, am pus piatră pe el foarte multă. Totodată acest drum vine și în ajutorul celor care au pășune în zona aceasta. Acest drum face, deservește și foarte mulți crescători de animale care se duc în pășune la composesoratul Crihalma și Ungra și sunt foarte mulțumiți, chiar am vorbit acum cu câțiva cetățeni care erau chiar, chiar, chiar foarte bucuroși că am reușit să facem acest drum de la Crihalma către Ungra pentru că într-adevăr ei aveau nevoie de el. O să facem în continuare și toate drumurile de câmp și drumurile comunale pe care le avem. Lucrările la drumul județean 104 vor fi de mare Arate se pare în acest an, însă din păcate sumele alocate a acestui tronson de drum nu sunt cele necesare.